Bună seara și bine v-am regăsit! Începem un nou sezon al emisiunii Românilor de Pretutindeni cu o ediție specială care încheie campania noastră Mărțișor cu dor de acasă, la care mulți dintre dumneavoastră ați participat alături de vedetele TVR Internațional și TVR Moldova, dar și de personalități de pe ambele maluri ale Prutului. Vă mulțumim pentru implicare și pentru că ne ajutați să ducem tradițiile mai departe împreună. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre o tradiție a cărei valoare este recunoscută la nivel internațional. Mărțișor fiind înscris în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Despre demersurile care au stat la baza acestui succes remarcabil, vorbim în minutele următoare cu doamna academician Sabina Ispas, director general al Institutului de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române și președinte al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Dumneavoastră ați coordonat echipa care a contribuit la realizarea dosarului din partea României și din care au făcut parte remarcabili specialiști din diferite instituții pe care putem chiar să-i nominalizăm. Vă rog. Sigur că da. Dosarul respectiv a necesitat o muncă susținută care s-a întins pe o perioadă lungă de timp și au fost necesare activități de selectare, de culegere, în primul rând, de identificare a acelor zone reprezentative cu adevărat și de încercare de a valorifica ceea ce se știa și se publicase până acum, încercând să consemnăm de la cele mai vechi atestări până la fenomenul actual, pentru că trebuie privit această practică deosebită, cu o existență în istorie remarcabilă, trebuie privită ca o practică cotidiană care există și se acționează și astăzi în comunitățile românești, tradiționale, moderne, contemporane. Este spectaculos în sine acest fenomen și a trebuit să identificăm toate aspectele importante. De aceea, alături de echipa din Institutul de Etnografie și Folclor, care a fost alcătuită din colegii mei, Iulia Visoșenski, Laura Negulescu și operatorul Ion Șerban, cel care a realizat și montajul filmului, au lucrat în această echipă doamna Doina Ișfănoni de la Muzeul Satului, doamna Ioana Fruntelată de la Universitatea din București, a cărei sarcină a fost deosebit de dificilă pentru că a trebuit să facă tot ce înseamnă prezentarea în limba engleză după niște norme deosebit de rigide. Dosarul în sine are niște norme rigide pe care dacă nu le respecti nu poți intra în competiția asta mondială. Și, bineînțeles, au existat colegii de la Ministerul Culturii care s-au ocupat de partea, să zic, de relații internaționale, dat fiind că a fost un dosar transfrontalier în care alături de colegii din Republica Moldova au participat colegii din Bulgaria și colegii din Republica Macedonia, a însemnat o permanentă legătură și un schimb de informații. Au fost și reuniuni comune în care a trebuit să vedem cum anume reprezentăm mai bine acest segment cultural pe care îl găsim și în alte culturi ale sud-estului european, dar pe care trebuie să-l reprezentăm prin specificitatea lui în fiecare areal cultural. Și atunci fiecare trebuia să aleagă ceea ce este particular, cât mai specific și reprezentativ în propria cultură. Știu că, de altfel, și inițiativa elaborării acestui dosar a aparținut României. Dumneavoastră ați fost una dintre persoanele care și-a dorit și s-a gândit. Chiar mi-am dorit foarte tare. Includerea Mărțișorului în patrimoniu. Comisia aceasta națională, despre care se vorbește în general puțin, și e păcat că se vorbește puțin, a avut de la început un plan. Deci este cea de-a șaptea
componenta a culturii tradiționale românești care este acceptată în patrimoniul universal. Nu e puțin lucru dacă ne gândim că competiția aceasta se desfășoară la nivelul tuturor culturilor planetei. Am început prin a prezenta Călușul. A fost nominalizată Doina, Colindatul de ceată bărbătească, jocul fecioresc, Ceramica de Horezu și Înaintea mărțișorului Scoarța. Dintre acestea, trei dosare au fost alcătuite împreună cu specialiștii din Republica Moldova. Mărțișorul, Scoarța și Colindatul de ceată bărbătească. Asta a însemnat zeci de ore de filmare, de mers în teren. Așadar, necesarul de timp și mai ales de competență. Pentru că, nu știu dacă am amintit-o pe doamna Doina Ișvănoni de la Muzeul Satului. Când am zis de competență, mi-aduc aminte că și dumneaei a fost implicată în foarte multe din aceste dosare. Această competență nu poate fi înlocuită nici cu entuziasmul, nici cu planurile frumoase. Pornisem la început să spun că această comisie a alcătuit un plan, de fapt. Ne-am gândit cum să oferim piese reprezentative ale culturii tradiționale românești care să marcheze câteva dintre cele mai importante componente și reprezentative ale acesteia. E gândit ca un fel de rețea informativă căreia sigur îi se adaugă alte piese care urmează să fie lucrate și propuse pentru a face parte din patrimoniul acesta al umanității. Cea mai apropiată ca dată ar fi Cămașa cu Altiță, IA, la care lucrează deja un grup de specialiști competent cu adevărat, necesită o specializare cu totul deosebită. Vom vedea care vor fi proiectele ulterior. Mai sunt câteva propuneri. Personal țin foarte mult la introducerea în acest patrimoniu a jocului de oină. Revenind însă la mărțișor și la semnificația acestuia, știm cu toții că este considerat un simbol al trecerii de la iarnă la primăvară și un vestitor al înnoirii. Dar în același timp i-au fost atribuite de-a lungul timpului multiple semnificații. Care sunt cele validate științific? Se poate vorbi despre așa ceva? Eu cred că se poate. El, mărțișorul, este șnurul acela, împletit din două bucăți de lână și voi spune numai lână, deși el poate fi și din mătase, din bumbac, din orice fel de textilă, dar voi spune lână pentru că lână e tradițional. Așadar, mărțișorul este acest șnur, această bucată împletită, căreia ulterior i s-a adăugat o amuletă, mai întâi o monedă, care monedă putea să fie din aur dacă erai mai bogat, din argint, din aramă sau din orice fel de monedă găurită, care se agăța de mărțișor și care la sfârșitul intervalului se purta la gât, la mână, la picior, pe frunte, mai recent la reverul hainei sau... Dar să nu uităm că, de fapt, mărțișorul înseamnă șnurul pe care niște doamne, niște femei le-au împletit, ținând cont de faptul că în acest moment, în această zi, se consemnează garanția vieții. Nu e vorba numai de bucurie, de nu. Este garanția vieții care a învins amorțirea. Spunea unul dintre artiștii care au participat la campania noastră că mărțișorul este, dincolo de toate simbolurile și semnificațiile sale, o dovadă a creativității poporului amuleta. Român. Amuleta în sigur, sine amuleta. Este o dovadă a acestei creativități. Dacă ne gândim la cât de largă este aria de răspândire și dacă ne gândim la cât de mult se poate merge cu interpretarea în timp. Înapoi. Probabil că este una dintre cele mai vechi. Un obicei vechi, dar în același timp viu. Care și vă se actualizează. Exact. Pentru că asta e marea calitate și asta cade în sarcina
celor care de acum încolo vor gestiona acceptarea mărțișorului în patrimoniul universal al umanității, pentru că odată cu asta România este obligată să întreprindă acțiuni de stimulare, de conservare a practicii, a sensurilor, de transmitere de la o generație la alta, de păstrarea contactului cu acele zone în care s-a lucrat, în care noi am lucrat, care au fost de acord atunci când am făcut dosarul să devină parte a procesului de conservare. Sigur că da. Deci astea toate trebuie avute în vedere. Este foarte interesant ceea ce ne-a spus. Ne bucurăm că se întâmplă așa. Din ce am văzut până acum, suntem bucuroși să ne asumăm responsabilitatea de a duce mai departe această tradiție. Vă mulțumim încă o dată, dumneavoastră și echipei pe care ați coordonat-o, pentru efortul depus în acest demers de acceptare internațională a mărțișorului nostru drag. Vă mai așteptăm la TVR Internațional și vă dorim succes și cu celelalte dosare la care lucrați. Mulțumim! Sosirea primăverii a fost marcată și la Institutul Cultural Român de la Paris, printr-un eveniment care s-a bucurat de o participare numeroasă și de la care nu a lipsit nici ambasadorul României la UNESCO. Vedem care a fost atmosfera în reportajul următor, realizat de Mihaela Antoche și Alexandre Lejer. Sărbătoarea mărțișorului de la Paris a fost plină de bucurie, dar și de emoție. A fost prima sărbătoare ca simbol al universalității în patrimoniul UNESCO pentru mărțișor. România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia au parcurs împreună un drum lung până a ajunge la această recunoaștere. Acum, oricine din orice colț al lumii știe că acest simbol mic, dar plin de însemnătate, aparține universalității. A fost un prilej pentru noi toți de a descoperi, iată, că împărtășim un simbol care se cheamă Martinița, de exemplu, în Bulgarie, în Bulgaria, Martinica în fosta Republică Iugoslava Macedoniei, mărțișor la noi. Deci împărtășim în zona noastră un simbol al prieteniei între oameni. Între oameni spun, pentru că, de exemplu, la noi se dă doamnelor și domnișoarelor. În Bulgaria se oferă mărțișorul și domnilor, tuturor, în ziua de 1 martie. Și, dincolo de această bucurie, a fost încununarea unei munci la al cărei capăt noi suntem, de fapt, pentru că dosarele ca atare au fost făcute de Institutul Național al Patrimoniului, în cazul României, de specialiștii, experții din Ministerul Culturii și noi, practic, doar am promovat aceste dosare, le-am făcut lobby, cum se spune astăzi, dar trebuie să spunem că munca n-a fost ușoară pentru întocmirea dosarelor ca atare, pentru că trebuie explicat ce înseamnă acest simbol al primăverii, ce legătură are el cu comunitatea, ce legătură are el cu, eu știu, cultura populară, etnologie, etnografie și așa mai departe. A fost o muncă terminată cu bine în decembrie 2017 și astăzi ce se vede în jurul nostru este prima sărbătorire a mărțișorului de când el este în patrimoniul UNESCO. Confecționarea mărțișoarelor cere talent și creativitate pentru a reuși să prezinți într-un obiect atât de mic, dar cu valoare mare, bucuria sosirii primăverii. Mărțișoarele Catarinei Pojonii spun fiecare o poveste despre forța de renaștere a naturii, rostul vieții și vitalității și albul purității. Migala și inspirația fac din aceste mici obiecte adevărate opere de artă. Mărțișoarele noastre vin din Cluj, de la un atelier care lucrează de 22 de ani și creatoarea lor în fond este doamna Biru Lucia, artist plastic. Materialul din care lucrăm e un material foarte nobil, se numește filt sau pâsla, este din lână și se poate lucra destul de ușor, manual. În schimb, totul este manual făcut. Floricelele de la prima cusătură până la ultima. Aceste păpușele miniature, noi le facem tot anul în fond și ele sunt un suvenir foarte îndrăgit în Germania. În fond, în Germania vindem cea mai mare parte.
a lor. Pentru ceea ce suntem cunoscuți mai mult la Muzeul Țăranului Român, sunt aceste miniaturi în costum popular. Sigur că ele sunt foarte mult simplificate, dar totuși se regăsesc elementele principale ale diferitelor zone. Recunoașterea mărțișorului în patrimoniul imaterial al umanității, UNESCO, arată lumii întregi ce înseamnă această tradiție în cele patru țări care sărbătoresc mărțișorul în fiecare an, pe 1 martie. Tradiția spune că în această zi, bărbații oferă fetelor și femeilor mărțișoare cu rol de protecție și bunăstare. Pentru Macedonia este un lucru foarte important, la fel ca și pentru România, la fel ca și pentru Moldova și Bulgaria. Întâi și întâi mă bucur că Macedonia este o țară care face parte din grupul ăsta de patru țări care au înscris patrimoniul ăsta cultural la UNESCO. Și din punctul ăsta de vedere, mărțișorul când vine, înseamnă că vine și primăvara. 1 martie, deci e un simbol de fericire, un simbol de bucurie care îl împărțișăm toate țările din regiunea asta. În Republica Moldova, ca și la noi, mărțișorul înseamnă viață, primăvară și bucurie. Șnurul alb și roșu purtat în luna martie aduce noroc. Mărțișorul simbolizează dorul de casă pentru cei care se află în afara hotarelor țării. De aia este prilejul cel mai potrivit ca să trimiți un mesaj celor de acasă și de a simți aproape de noi și noi aproape de ei. Toți, mari și mici, s-au bucurat de mărțișoare și de sosirea primăverii la Institutul Cultural de la Paris, care a organizat evenimentul alături de Ambasada României din Paris, Ambasada Republicii Moldova și reprezentanța României la UNESCO. Am constatat cu bucurie, cu prilejul campaniei TVR Internațional și TVR Moldova, că mărțișorul este o tradiție iubită și respectată de românii din toate colțurile lumii, cărora dorim să le mulțumim în această emisiune, aducându-vă în atenție evenimentele pe care le-au organizat. Chiar și peste ocean, mărțișorul este sărbătorit an de an și a devenit un prilej pentru comunitatea românească să se reunească și să-și reamintească origine, tradițiile strămoșești și să petreacă împreună o zi deosebită. Bogdan Banu, președintele Asociației Studenților Români din zona Washington DC, ASTROM, ne spune mai multe. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră, chiar dacă fusul orar ne cam încurcă. Felicitări pentru că sărbătoriți mărțișorul la Washington. Este o sărbătoare organizată de 18 ani, adevărat? Da, a devenit deja o tradiție bine stabilit aici la Washington și anul acesta am sărbătorit mărțișorul sâmbătă în prezența peste 180 de români și moldoveni din zona capitalei americane. Ce a cuprins evenimentul din acest an și cum au primit românii invitația? A fost sala plină, din păcate nici n-am mai avut loc să primim toți cei care au fost interesați. Am oferit și anul acesta mărțișoare tuturor doamnelor și domnișoarelor care au venit. Mărțișoare făcute aici în America, trebuie să spun. Și asta a fost un prilej uneori pentru copiii din zonă să facă mărțișoarele, să învețe un pic despre ce înseamnă tradiția mărțișorului. Seara și evenimentul a fost format unei petreceri. Am avut muzică live din partea membrilor comunității, am avut mâncare tradițională românească, am avut o seară unde am vorbit despre semnificația mărțișorului, despre ceea ce înseamnă tradițiile și cultura românească și ne-am bucurat să avem copii și tineri alături de noi care să învețe și să putem transmite aceste tradiții unor generații noi. Dar vreau să ne spuneți colegii, prietenii americani, cum apreciază acest obicei care, iată, de câteva luni este recunoscut și de UNESCO? Un motiv pentru care noi am încercat să sărbătorim asta este și să promovăm cultura românească în rândul prietenilor americani. Au fost și americani care au venit la acest eveniment, bineînțeles. De obicei încercăm să explicăm ceea ce înseamnă mărțișorul. Este pentru mulți dintre americani o sărbătoare de care ei nu au auzit, dar văd fetele și uneori chiar și băieții purtând acest fir alb și roșu la ecuson sau în piept și se întreabă
ce e asta și asta ne dă nouă ocazie să vorbim un pic despre cultura românească, despre ce înseamnă mărțișorul, o tradiție atât de veche și să vorbim în general despre rolul comunității românești în America și să încercăm să ne păstrăm mai departe tradițiile. Știu că ați urmărit campania noastră și în final vreau să vă întreb dumneavoastră cui i-ați transmite un mărțișor cu dor de acasă? Bineînțeles, mamei mele care în București, dar și tuturor prietenilor care sunt în România, dar și în Republica Moldova. Mulțumim și noi pentru tot ceea ce faceți acolo, departe. Așteptăm să vorbim și despre alte proiecte ale asociației pe care o conduceți. Le transmitem o primăvară frumoasă tuturor românilor din Washington și din întreaga America până la urmă. Toate cele bune! Mulțumim! O zi bună! Am invitat pentru minutele următoare în studioul emisiunii un artist foarte apreciat și de publicul român din străinătate, pentru că a concertat pe multe dintre marile scene ale lumii. Un om care promovează România în mod sincer și firesc prin talentul său și prin felul său de a fi. Unul dintre cei mai apreciați violoniști ai momentului, Alexandru Tomescu, a câștigat deja de două ori dreptul de a cânta pe o vioară Stradivarius, veche de peste 300 de ani, și poartă mărțișor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Într-adevăr, toată luna martie port această brățară pe care o iau în fiecare an de la un creator de la Muzeul Țăranului Român și eu cred că este de bun augur. Am apreciat și vă mulțumim pentru implicarea în campania noastră Mărțișor cu dor de acasă, o campanie TVR Internațional și TVR Moldova. Mărturisesc că am fost surprinsă de această declarație, foarte plăcut surprinsă și vreau să ne spuneți când ați devenit un ambasador al mărțișorului, pe care îl considerați una dintre cele mai frumoase tradiții românești. Eu cred că fiecare român este în felul său un ambasador al acestui obicei care, iată, tocmai a fost recunoscut pe plan internațional. Eu cred că este o sărbătoare asta a înnoirii, a redevenirii, a renașterii și mi se pare evident firesc să o trăim cu toții, nu doar femeile, ci și bărbații. Sunt zone din România unde și bărbații poartă mărțișor. Nu sunt sigur că Bucureștiul se numără printre ele, dar asta nu este un motiv ca eu să nu port această brățară timp de o lună de zile. După aceea știu că trebuie agățat într-un copac înflorit. Respectați inclusiv acest obicei. Avem un întreg parcurs. Ce părere aveți despre includerea mărțișorului în patrimoniul imaterial al UNESCO? Eu zic că este o decizie cât se poate de binevenită. Avem numeroase alte tradiții care se păstrează și care sunt extrem de puternice și de personale, de specifice poporului nostru și eu cred că această recunoaștere este un prim pas dintr-o serie de alți pași pe care îi așteptăm cu foarte mare interes și încredere. Da. Știu că oferiți mărțișoare, unele chiar sub formă de partitură muzicală, dar și daruri muzicale în luna martie, pentru că sunteți și ambasadorul unui alt proiect interesant. Ascult 5 minute de muzică clasică. Da, ascultă 5 minute de muzică clasică. Este o campanie a postului de radio România Muzical, care are deja mai mulți ani în spate, tot crescut așa în amploare, astfel că în ziua de astăzi muzica clasică se aude în cele mai neașteptate locuri, aducând multora, sunt convins, un zâmbet pe față și o energie pozitivă. M-am bucurat foarte mult când am primit această propunere de a fi ambasadorul campaniei și, evident, pe lângă extinderea ei în cât mai multe locuri la care voi contribui cât de bine pot, mă bucur foarte mult să pot să comunic acest lucru cât mai multor oameni, în special tinerilor, în special copiilor. Eu cred că, evident, muzica clasică nu trebuie să dea la o parte alte feluri de muzică, ci pur și simplu să existe acolo ca o opțiune și să fiecare să poată să aleagă dacă este în starea spirituală potrivită pentru ea. Și care este cel mai inedit spațiu în care ați cântat până acum? Tot felul de spații mai puțin obișnuite. Sigur, de fiecare dată a fost o motivație puternică, un mesaj pe care am vrut să-l transmit. Am cântat poate cel mai cunoscut
concert așa în spații neconvenționale a fost cel de la metrou, de la stația de metrou Piața Victoriei 2, dar am cântat și pe trotuar în fața clădirii din strada Visarion 9, care era în ruine și este în continuare ruinată. Am cântat într-un luminiș, într-o pădure care fusese retezată, tocmai pentru a ajuta la conștientizarea în rândul tinerilor a importanței conservării pădurilor. Am cântat la un moment dat și pe peron, la Gara de Nord, am cântat într-o mulțime de locuri, pentru că eu cred că oriunde este cineva care este gata să cânte, gata să împărtășească această bucurie a muzicii și altcineva care este pregătit, este dispus să asculte, atunci sala de concert virtuală este deja acolo. Foarte frumos. Am înțeles că acest proiect se desfășoară până pe 31 martie în acest an, da. Și va cuprinde și concerte în afara României? În toată țara se desfășoară campania aceasta. Ascultă 5 minute de muzică clasică, în principal în tot felul de spații publice, cum ar fi mall-uri, supermarketuri, bănci, spații publice. Și eu zic că este un lucru foarte bucurător că atâția manageri de companii din România au înțeles importanța aducerii acestei opțiuni în viața fiecăruia dintre noi. Campania în fiecare an se desfășoară timp de două luni, luna martie și luna octombrie, așa că sunt sigur că veți mai auzi de noi. Sigur că da, și așteptăm, așa cum spuneam, să existe și concerte în afara României în cadrul acestei campanii. De peste 10 ani, cântați la vioara Stradivarius Elder Voicu, iar anul trecut a avut loc o ediție aniversară a acestui turneu. Anul acesta la ce să ne așteptăm de la turneul Stradivarius? Anul acesta este un an special pentru că sărbătorim acest centenar național și am dorit să marchez acest lucru și prin alegerea de repertoriu pentru turneul Stradivarius. Turneul se va numi Balada, un secol de muzică și va cuprinde lucrări românești compuse în acești ultimi 100 de ani, evident având în centru această celebră baladă a lui Ciprian Porumbescu, dar și numeroase alte lucrări foarte dragi românilor și nu numai lor. Voi concerta alături de o pianistă româncă, dar stabilită în Statele Unite ale Americii, Angela Drăghicescu, și nu doar în România, ci și în numeroase alte orașe din străinătate, din Europa sau din America. Vom ajunge și la New York, la Kennedy Center, vom ajunge și la Paris, și la Berna, și la Stockholm, și la Helsinki, și o să fie Londra, o să fie foarte, foarte, chiar foarte multe concerte în străinătate. Vești foarte bune pentru cei care ne urmăresc. Și chiar m-am bucurat mereu să întâlnesc români în public, în concerte chiar în colțuri foarte, foarte îndepărtate ale planetei. Nu vorbesc doar de Japonia sau America, ci chiar și Noua Zeelandă. Românii sunt peste tot, sunt foarte bucuroși să-și revadă compatrioții, conaționalii și foarte mulți dintre ei sunt extrem de conectați, extrem de la curent cu tot ceea ce se întâmplă aici în România și asta nu poate decât să mă bucure. Așa este, împărtășim aceeași bucurie. Ne revenind la turneul Stradivarius, anul trecut ați ales o formulă foarte apreciată. Ați cântat împreună cu Omar Masa, un bandoneonist extraordinar, și cu Sânziana Mircea, o pianistă care de asemenea a studiat în străinătate și a ales să se întoarcă în România. Special alegeți să colaborați cu astfel de oameni? Da, eu cred că turneul Stradivarius a devenit mai mult decât un simplu eveniment cultural, este o adevărată platformă culturală care poate promova tineri artiști, tinere talente și anul trecut mi-am dorit foarte mult să o sprijin pe Sânziana, o cunoșteam de foarte mulți ani, i-am urmărit evoluția și lucrul care m-a bucurat foarte mult a fost exact această alegere a ei de a veni în România și să pună în practică acele cunoștințe pe care le-a dobândit în străinătate, la cele mai bune școli, din Londra, din Germania sau din Italia. Și Sânziana are sub 25 de ani, până în 25 de ani, foarte extrem de îndrăzneasă, extrem de cutezătoare, extrem de orientată către proiecte din acestea antreprenoriale și eu cred că este o exponentă tipică a tinerei generații. Pentru că sprijiniți tinerii artiști care aleg să se întoarcă sau să rămână în țară, trebuie să vă întreb pe dumneavoastră ce vă motivează sau ce v-a motivat să rămâneți în
în România? Da, vă vedeți, preocupă această întrebare? Da, în primul rând mă preocupă formularea. Eu nu consider că am rămas în România, ci consider că trăiesc aici. Adică am ales să vin aici în România după ce am studiat și eu în străinătate. Evident că lucrurile nu sunt la fel de simple cum ar fi, să zicem, în alte țări din străinătate, dar pe de altă parte este așa o mare nevoie, așa o mare sete de cultură, de frumos, de spiritualitate aici, încât nu pot să rămâi imun la așa ceva. Sigur, îmi continui și cariera și concertele în străinătate, dar dedic foarte mare parte din energia mea către proiecte de aici, din România, pentru că eu cred că merităm. Avem țara pe care o merităm și țara pe care ne-o construim fiecare dintre noi în fiecare zi, bucățică cu bucățică. Și vă dedicați o mare parte din energie și unor proiecte caritabile, iar cel mai important, poate, este proiectul de la Mihăileni. Da, este un proiect social și educativ, pentru că acolo nu a fost vorba doar de a salva de la distrugere casa copilăriei lui George Enescu, ci de a transforma întreg spațiul respectiv într-un centru cultural, dacă vreți, o școală, de fapt, o academie de muzică și arte vizuale, exact, unde deja în ultimii ani am organizat în timpul verii cursuri de muzică. Anul trecut deja am făcut prima tabără de pictură și am fost pur și simplu uimiți, copleșiți cu toții de ce talente pot exista acolo și ce potențial uriaș are această zonă. În ce stadiu se află proiectul Academiei? În plină desfășurare. Evident, și vara aceasta vom avea cursurile de muzică organizate acolo, atât pentru românii stabiliți în străinătate, cât și pentru copiii din zonă. Vor continua taberele de pictură și avem de asemenea în plan un atelier de teatru, de teatru radiofonic, pentru că foarte mulți dintre copiii de acolo, în clipa în care îi întrebam cam ce visează ei să ajungă atunci când vor fi mari, spuneau, vor să fie actori sau actrițe. După ce frumos! Și m-am gândit că, iată, avem ocazia de a le împlini un astfel de disc și împreună cu Radio România, care este partenerul nostru în acest proiect. Vrem și TVR Internațional a susținut proiectul încă de la început vise, și da, încercăm în continuare să facem acest lucru. Spuneți-ne cum se pot implica cei care doresc să sprijine proiectul. În cele mai importante modalități, și anume acelea de a sprijini financiar, evident că un astfel de proiect are nevoie de niște fonduri importante pentru ca acțiunile culturale să se poată desfășura acolo. Proiectul de finalizare a restaurării este încă în desfășurare. E vorba acum și de o amenajare peisagistică care să pună în valoare acest monument al casei lui George Enescu și de organizarea școlii propriu-zise. Așa că sunt o mulțime de direcții în care avem nevoie de sprijin și orice ajutor, oricât de mic, este evident cât se poate de binevenit. La sfârșitul acestui an expiră, dacă putem spune așa, cel de-al doilea mandat care a fost încredințat pentru a cânta pe vioara Stradivarius Elder. Voi cu ce urmează? Simt că încă am o mulțime de proiecte de dus la bun sfârșit și evident mă pregătesc foarte intens și pentru concursul de a mi se permite din nou să cânt în continuare pe vioara Stradivarius Elder Voicu. Evident, este o vioară simbol pentru România, este singurul Stradivarius care există la noi și ideea din spatele acestor concursuri, evident, a fost aceea că vioara trebuie să se afle în mâinile celui mai bun violonist al momentului. Așa că, atâta vreme cât voi fi cel mai bun, evident, voi face tot ceea ce pot din punct de vedere profesional, ca să pot să continui proiectele culturale și educative în care sunt implicat. Și noi vă mulțumim pentru asta și vă dorim succes. Și înainte de a încheia această discuție, vreau să ne spuneți care este cea mai mare dorință profesională a lui Alexandru Tomescu pentru acest an și pentru cei următori. Cea mai mare dorință profesională, evident, aș avea nevoie de o zi, nu de 24 de ore, ci poate de 26 sau 28 de ore, poate mai mult timp și mi-aș dori, într-adevăr, să cunosc mai mulți parteneri artistici, parteneri muzicali, care să pot să duc la îndeplinire aceste proiecte pe care le am. În fiecare an, ați văzut, explorez noi și noi direcții și lucrul acesta va continua și în anul acesta și în anii care vor veni. Cu precădere îmi propun tocmai să identific și să sprijin cât de bine pot talentele românești.
Vă mulțumim încă o dată și în numele lor. Vă mulțumim și pentru vizită și vă dorim o primăvară minunată. Așa să fie, la fel și dumneavoastră. Mărțișorul a fost vedetă zilele trecute și în Italia, unde mai multe asociații au organizat evenimente speciale. Peste 1000 de români care locuiesc la Roma, dar și italieni, au fost prezenți la spectacolul Mărțișorul Centenarului. Evenimentul, care a avut loc în data de 4 martie, a fost organizat de Asociația Românilor din Italia, Absolut TV și Dacia TV și sprijinit de Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni. Nu a lipsit nici atelierul de mărțișoare, organizat cu sprijinul Ambasadei României, care i-a bucurat pe copiii români și italieni. Detalii în reportajul realizat de corespondenta noastră, Elena Postelnicu. Mărțișoare, mărțișoare și la Roma. Cu prilejul Zilei Mărțișorului, Ambasada României în Italia a organizat un atelier de mărțișoare în colaborare cu Institutul Limbii Române, Institutul Cultural Român și Academia din România. Ce numești tu? Beatrice Certan din Republica Moldovei. Și câți ani ai? 8. Tu te-ai născut aici, în Italia? Da. Unde ai învățat cântecelul pe care l-ai cântat mai devreme? Acasă am învățat, cu mama. Și văd că ai o ie foarte frumoasă, nu? O cămașă frumoasă. Mulțumesc. De unde ai această cămașă? Mi-o cadunat bunica mea. Ce faci tu acolo? Stau să fac asta. Un mărțișor? Da. Un mărțișor. E greu? Nu. Tu cum te numești? Alex. Și câți ani ai? 7. Da. Tu ai mai văzut până acum mărțișoare? În România n-ai văzut niciodată mărțișoare. Doar aici în Italia, aici la școală. Da. Cui o să-i dai acel mărțișor? La Martina. La același atelier au participat activ și elevi ai liceului Charles Darwin din Roma. Prezența tinerilor italieni face parte din programul Diplomacy Education, organizat de Global Action cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe italian. Eu sunt italian, dar datorită prietenei mele, Diana, am învățat și să vorbesc română. În cât timp ai învățat limba română? Am început acum un an, da, și totdeauna vorbesc cu ea, de fiecare zi. Îți place să descoperi și tradițiile noastre? Da, am descoperit foarte mult și îmi place foarte mult mâncarea românească. Și când merg la ea, mănânc mereu chestiile române. Acum, după ce o să termini mărțișorul, ce o să faci cu el? Îl aduc acasă și îl dau mamei mele. În timpul lucrului la frumoasele lor mărțișoare, copiii au cântat și au prezentat spectacolul Pupăza din tei, după Ion Creangă. Ce ai făcut astăzi? Ai făcut un? Un fir de mărțișor. A fost greu? Nu tare. Am luat un fir de carton alb și un fir de carton roșu. L-am învârtit și am ricavat ăsta. Da, tu ești născut aici, în Italia? Da, sunt născut aici, în Italia. Și de unde ești? Din România? De unde? Din România, de la Bunești. Suceava. Până acum ai mai fost în România de 1 martie? Da. Ai văzut mărțișorul în România? Da. Îți place? Da, foarte mult. Cine cui dă mărțișoare? La o persoană care este mai drag. Încântați de această experiență au fost copiii, părinților, dar și alți vizitatori, între ei și români stabiliți de peste 30 de ani la Roma. Ați primit un mărțișor astăzi? Da, am primit un mărțișor, primul mărțișor după foarte mulți ani, care mi-a fost donat de reprezentanții Academiei României și
reprezintă steagul României și sunt foarte orgolioasă, sunt foarte mândră și sunt foarte fericită. Vă place această inițiativă aici, un atelier de lucru pentru copii români și italieni? Îmi place foarte mult. Asta este un semn de colaborare și de integrare totală între copiii români și italieni. Sunt binevenite aceste acțiuni și să sperăm că vor fi mult mai multe de acum încolo, la nivel italo-romeno, mai ales pentru copiii români născuți în teritoriul italian, care nu cunosc tradiția noastră românească a mărțișorului, pentru copiii italieni care nu cunosc la rândul lor tradiția noastră românească. E un schimb de cultură, pentru că și mărțișorul face parte din cultura noastră, din tradiția noastră românească. Evenimentul dedicat mărțișorului a fost coordonat de 14 profesoare de limba română din regiunile Lazio, Umbria, Marche și Sicilia, colaboratoare ale Institutului Limbii Române, care i-au învățat pe copiii români, dar și pe cei italieni, tradiția acestui simbol al primăverii. Noi în fiecare an organizăm atelierul de mărțișor și am văzut mai mare participare a copiilor, de aceea ne-am gândit să îi unim, să îi aducem împreună la Academia din România, care ne-a primit și de data aceasta cu mare căldură în sala de expoziție, unde am organizat o expoziție de peste 1000 de mărțișoare și copii în număr de 40 de copii, printre care și 10 copii italieni de la un liceu din Roma, s-au întrecut în realizarea unor lucrări extraordinare, majoritatea fiind făcute cu materiale reciclabile. În mod firesc, mărțișorul a fost sărbătorit și la Bruxelles. Ca în fiecare an, Artis, Casa de Cultură Belgo-Română, organizează la începutul lunii martie Săptămâna Femeii. Iar această săptămână tematică nu putea începe altfel decât cu sărbătoarea mărțișorului, care a cuprins standuri cu mărțișoare handmade, bijuterii, flori, prăjituri, cărți poștale, expoziții, muzică și, bineînțeles, dansuri folclorice. Despre toate acestea vorbim cu doamna Carmen Hopârtean de la Artis Bruxelles. Bună seara și bine v-am regăsit! Bună seara, bună seara tuturor ascultătorilor și nu numai ascultătorilor, telespectatorilor de aici, de la Bruxelles. Vă mulțumim în primul rând pentru că v-ați alăturat campaniei noastre Mărțișor cu dor de acasă și i-ați motivat și pe alți români să o facă. Am primit foarte multe înregistrări și mesaje de la românii din Bruxelles. Știu că sărbătoarea mărțișorului din acest an s-a bucurat de un real succes. Anul acesta, într-adevăr, am organizat prima ediție a Târgului de Mărțișoare. Foarte mulți români mi-au spus că nu au de unde să ia mărțișoare și ar dori, evident, de când și nu numai de când mărțișorul a fost inclus pe lista de patrimoniu imaterial a UNESCO. Românii au dorit să împărtășească această tradiție cu colegii lor de diverse origini. Tocmai de aceea ne-am gândit că Târgul de Mărțișor ar fi binevenit pentru a putea oferi posibilitatea românilor să-și procure mărțișoarele și nu numai să-și le procure, ci să aducă prietenilor de diverse origini să vadă care este tradiția mărțișorului la noi. Am dorit ca acest târg să fie făcut împreună cu artiști români din Belgia și nu numai români, ci și bulgari, pentru că, dar și din Republica Moldova, pentru că am avut oameni care au venit la acest târg și au prezentat realizările lor din aceste trei țări. Din păcate, nu am avut din Macedonia, dar a fost o ambianță de convivialitate, oamenii au vorbit despre mărțișor, despre această tradiție din estul Europei, despre această tradiție care ne aparține de fapt și care pentru noi reprezintă primăvara. Vă rog să ne spuneți și ce evenimente mai cuprinde Săptămâna Femeii la Bruxelles în organizarea Artis, desigur. În săptămâna aceasta vom avea de asemenea multe emisiuni dedicate Zilei Femeii, Zilei Drepturilor Femeii la Radio TV Artis, care este de altfel partener al televiziunii române TVR Internațional. În data de 7 martie am organizat la ora 15 la Parlamentul European o întâlnire-dezbatere despre femeia antreprenor în Europa, cu o prezentare făcută de asociația noastră a proiectului Diaspora Startup și implicarea femeilor în acest proiect. Această întâlnire-dezbatere a fost realizată cu sprijinul doamnei europarlamentar Maria Grapini.
De asemenea, astăzi, 8 martie, a avut loc la Casa de Cultură Belgo-Română, bineînțeles, Ziua Internațională a Femeii, cu gala premiilor Femeia Antreprenor, unde a fost acordat premiul de excelență Femeia Antreprenor ediția 2018 doamnei Alice Tămăian, o întreprinzătoare, o tânără întreprinzătoare din Bruxelles. De asemenea, Artis a acordat și premiul de excelență pentru anul 2018. La ora 18:30, tocmai am început o masă rotundă despre vârstele și tipurile de discriminare pentru femei. Mâine, 9 martie, tot la Artis, împreună, vom sărbători Ziua Femeii într-un alt mod, mult mai festiv, și va avea loc o întâlnire interculturală cu Să înflorim femeile, un program artistic dedicat femeii, dar și vernisajul expoziției Femei, Vârste și Origini. Artistele care vor expune sunt Elisabeta Ungureanu, Mașit Samședin, Beatrice Angelache, Sabina Chișcop, Cezara Colesnic și Avdia Vanar, artiste românce, dar în același timp și artiste din Republica Moldova, din Ungaria și din Iran. Le salutăm și noi pe această cale și le urăm la mulți ani de Ziua Femeii și dumneavoastră, desigur, și le transmitem toate gândurile noastre bune partenerilor noștri de la Casa de Cultură Belgo-Română Artis. Sigur că sunteți bineveniți la TVR Internațional și de acum înainte. Vă mulțumim încă o dată pentru tot ceea ce faceți la Bruxelles. La revedere! Vă mulțumim și noi, o primăvară frumoasă! La revedere! La revedere, mulțumesc! După cum știți, campania Mărțișor cu dor de acasă a fost realizată de TVR Internațional împreună cu TVR Moldova. Așa cum, de altfel, Republica Moldova a participat alături de România la demersul includerii Mărțișorului în patrimoniul UNESCO. Colega mea, Elena Guțu, a coordonat campania de la Chișinău și îi mulțumesc pe această cale. Ea se află în studioul TVR Moldova împreună cu două distinse invitate care au o contribuție importantă la promovarea acestei tradiții. Bună seara! Bună seara, Corina! Vrem să vă spunem cu mult entuziasm că noi celebrăm Mărțișorul aici, la Chișinău, încă din luna februarie, datorită acestei campanii, Mărțișor cu dor de acasă, o campanie inițiată de TVR Moldova, TVR Internațional, în parteneriat cu Biroul Relații cu Diaspora. Pot să vă spun că pe parcursul acestuia am reușit să dăruim mărțișoare de suflet, să transmitem un dor, datorită persoanelor de cultură, datorită diplomaților, vedetelor care s-au alăturat alături de noi în acest parcurs. Și chiar de 1 martie am reușit și să transmitem telespectatorilor noștri către un mărțișor fizic, un mărțișor original, un mărțișor de la TVR Moldova. De asemenea, suntem martorii tuturor evenimentelor culturale celebrate, desfășurate aici la Chișinău cu această ocazie frumoasă. Cei care ne sunt alături în acest traseu cultural sunt astăzi alături de mine. Este vorba despre doamna Varvara Buzilă, secretar științific Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Vă spunem bună ziua! Bine v-am găsit! Și doamna Olga Coptu, șefa Biroului Relații cu Diaspora. Vă spunem bună ziua! Bună ziua! Doamna Buzilă, inițial vrem să ne comunicați dumneavoastră. Odată cu trecerea anilor, schimbarea valorilor, inclusiv în artă, reprezintă un pericol pentru aceste datine frumoase, inclusiv pentru tradiția mărțișorului. Și vă rugăm să ne spuneți cum credeți că ar trebui celebrată această frumoasă tradiție ca să rămână vie cât mai mult și să fie atractivă și pentru tânăra generație. Ei, dragii mei, bună ziua tuturor purtătorilor de mărțișor. Uite, și noi ne ținem așa într-un mod imaginar de un fir, un fir de mărțișor, un fir al timpului și un fir al vieții, de ce nu? Acest fir vine din adâncul veacurilor, mai bine de 2000 de ani oamenii vicii primăvară, fac mărțișoare, poartă mărțișoare, cât de mulți oameni, milioane, pentru că Republica Moldova de altfel este hotarul de răsărit al purtătorilor de mărțișoare. În rest, toate celelalte state, inclusiv cele care au semnat
dosarul UNESCO, alături de România, Republica Moldova, bineînțeles și Bulgaria și Macedonia. În toate aceste state sunt milioane de oameni care primăvara visează frumos purtând mărțișoarele. Sigur că această tradiție este una în totalitate benefică. Este cea care ne solidarizează, este cea care sporește această coeziune socială a noastră. Ne face să fim mai deschiși la suflet, ne face să fim mai plini de optimism, să fim mai plini de curaj, să știm să încercăm idei, să știm să ne racordăm ritmurilor primăverii. Prin această participare a noastră, de fapt, ne sincronizăm unei practici culturale milenare și putem să preluăm de la această practică și de la toți înaintașii noștri tot ceea ce înseamnă puterea unei tradiții, puterea unui obicei și, de ce nu, puterea culturii. Este un bun exemplu că oamenii, atunci când știu să se solidarizeze din punct de vedere cultural, vor ști să se solidarizeze și din punct de vedere social și din punct de vedere economic. Sigur că trebuie să ne purtăm fericiți mărțișoarele. Să ne trăiți! Doamna Coptu, noi alături de dumneavoastră am reușit să legăm de acest șnur al mărțișorului toți românii plecați în diasporă. Vrem să ne spuneți, cunoaștem cumva că recent ați revenit acasă și ați fost în mai multe state. Vrem să ne spuneți cu ce program ați mers în diasporă de mărțișor și cu ce emoții este celebrat acest simbol acolo în străinătate. La 3 martie, Biroul Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat a dat start anume în orașul Haga, Olanda, împreună cu reprezentanții ambasadei de acolo, împreună cu grupul de inițiativă Noroc Olanda, care sunt zeci de tineri foarte frumoși, plini de energie, am început programul Mărțișor de Acasă. Este un program destinat anume celor din diaspora pentru a-i face cunoscuți obiceiurile, tradițiile mărțișorului și atunci înainte de programul artistic care a fost prezentat de către Alex Calancea Band cu Guz și proiectul Nou Lupii, gândit și adaptat special pentru cei din afara țării, cei din Olanda au făcut al patrulea an la rând Mărțișorul Călător, ceea ce însemna confecționarea de către ei a mărțișoarelor și scrierea pe felicitări a informației în limba olandeză, dar și engleză despre mărțișor, astfel încât ei urmau să dăruie aceste mărțișoare vecinilor, cunoscuților, prietenilor și să le vorbească despre tradiția noastră de mărțișor. Este un program care a fost bine primit la Haga, a continuat la 4 martie în Bruxelles, iar acolo la fel, deci a fost atât programul artistic, cât și activitățile culturale sunt la ele acasă, pentru că cei din afara țării mențin, promovează și susțin tot ce au mai drag și mai frumos, tot ce au păstrat cu ei și au dus acolo unde sunt ei acum. Cumva în cadrul acestei campanii, cele mai multe mesaje le-am primit anume din diasporă și vrem să vă întrebăm, acei plecați tânjesc mai mult acest dor de a celebra și de a respecta aceste tradiții frumoase? Cum spune dumneavoastră în mesaj, acel dor este mai pronunțat în afara țării. Acel dor este ceea ce reușesc ei prin aceste două culori să facă legătura cu țara de origine, cu locurile natale, cu copilăria lor, dacă doriți. Atelierele pentru copiii sunt la fel din diaspora, sunt la fel de interesante. Deci părinții sunt ochi și urechi, iar copiii, faptul că ei, generația a doua de migranți, sunt atrași de ceea ce au făcut părinții lor, asta înseamnă pentru noi păstrarea tradițiilor. Asta înseamnă pentru noi că acolo în diaspora vor exista vii a ceea ce au transmis bunieilor. Doamna Puzilă, odată ce suntem văzuți de către tinerii români de pretutindeni, vrem să ne povestiți cum ar fi corect să purtăm mărțișorul. Da, să știți că toate statele care poartă mărțișorul au la bază cel mai vechi mărțișor, iată, de tipul acesta, un găitan răsucit alb și roșu. Și deja la capetele găitanului pot să apară diferite decorațiuni, iată, de tipul acesta, sau așa cum purta maică mea înainte de al doilea război mondial, doi cânăfiori, să zicem așa.
s-au purtat mărțișoare la gât și astăzi le poartă oamenii, dar noi nu le vedem pentru că ele dispar undeva după guler. S-au purtat mărțișoare legate aici la mână. Și, bineînțeles, fetele le-au purtat la cosițe, băieții le-au purtat la pălărie, iar după al doilea război mondial, mai frecvent, au început să le prindă aici în piept. Unii la stânga, alții la dreapta. Cei care le poartă în partea stângă spun că sunt mai aproape de inimă, cei care le poartă în partea dreaptă spun că noi suntem cu dreptate întotdeauna, noi întotdeauna adică suntem drepți și tot așa mai departe. Dragii mei, purtați unde vreți mărțișoarele, dar întâi de toate purtați-le în sufletul dumneavoastră, pentru că aceasta este esența tradiției ca atare. Este foarte important să vă simțiți bine în sânul acestei tradiții, pentru că doar noi, iată, în arealul acesta cultural balcanic, avem un asemenea obicei, o asemenea practică și nicăieri în altă parte în lume nu există. Iar vecinii noștri sunt cu ochii pe noi și le place foarte mult tradiția încât au împrumutat-o. Au împrumutat-o ungurii, cei care locuiesc mai aproape de teritoriile românești. Sigur că serbii, acum ca să nu mai spunem a românii care locuiesc în Grecia, i-au influențat pe grecii propriu-zis de acolo. Adică, în ultimă instanță, observați, atât de multe popoare, diferite ca origine, diferite ca vorbă, ca limba, adică, sigur, diferite din punct de vedere cultural, toate se țin de tradiția mărțișorului pentru că el are o putere simbolică enormă de a ne face să ne simțim bine împreună noi oamenii și în același timp să ne racordăm la firea naturii, adică să ne racordăm la primăvară. Sigur că este absolut minunat. Continuând această tradiție frumoasă de a păstra mărțișoare în suflet, doamna Coptu, vreau să vă rog să transmiteți un gând bun și celorlalți români din diaspora, acolo încă unde nu ați ajuns. Urmează evenimentul să aibă loc duminică la Atena, după care 24 vom fi la București, iar 25 martie încheiem acest frumos program la Barcelona. Invităm toată lumea cu mărțișoare, cei care nu vor avea, le vom aduce noi de acasă câte un mărțișor. Important să veniți la acest eveniment frumos. Vă mulțumim mult pentru aceste destăinuiri. Mie nu-mi rămâne decât să îndemn toți românii de pretutindeni să poartă mărțișoare cu demnitate, pentru că acest însemn al binelui, acest fir al timpului ne reprezintă și suntem onorați să-l promovăm din orice colț al lumii ne-am afla. Vă mulțumim mult, doamnelor, și vă transmitem de aici o primăvară frumoasă. Le mulțumim și colegilor de la Chișinău pentru implicarea în campania noastră. O frumoasă expoziție de mărțișoare a fost organizată și în Canada, în cadrul seriei de activități Dor de Primăvară de la Școala Junimea Română din Montreal. Doamna profesoară Otilia Tunaru, președinta organizației, ne oferă detalii. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara tuturor! Mai bine zis, bună ziua din Montreal, unde este decalajul de 7 ore. Așa este. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră chiar și în aceste condiții. Cu mare, mare plăcere. Ne bucurăm să fim alături de țară, să ne auzim și să fim prin gând, prin sunet, prin această legătură de suflet, să fim din nou aproape. Și prin tradițiile pe care împreună le ducem mai departe. Spuneți-ne, vă rog, când ați început să le transmiteți copiilor din Montreal tradițiile românești și ce v-a motivat să o faceți? Această școală, Junimea Română din Montreal, a demarat acum 8 ani. Dar activități existau dinainte, cu 2 ani dinainte noi organizam spectacole, expoziții, apoi m-am axat foarte mult pe activitățile dedicate copiilor, pentru că mi s-a părut esențială tradiția acestui tezaur de suflet, pentru că limba, tradițiile, tot ceea ce înseamnă spiritualitate, simțim atât de profund. Dar cum o transmitem copiilor, mai ales celor născuți departe, acolo în Canada? Și aceste întrebări, frământându-mă, am început să merg pe partea concretă, deci să organizez cursuri care se numeau gimnastica minții, adunam copiii și făceam diverse activități, dar puneam accentul și pe transmiterea limbii române, a culturii.
Și atunci s-au cristalizat încet, încet mai multe cursuri, iar acum 8 ani, cum vă spuneam, am demarat această școală românească de sâmbătă. În ultimele săptămâni din luna februarie și începutul lui martie organizăm atelierele doar de primăvară, dar fabricând mărțișoare, povestind legendele primăverii, Baba Dochia, sărbătorind dragobetele, ne aduceam aminte de aceste frumoase obiceiuri și le împărtășeam copiilor. Încep să le ducă mai departe și încep să înflorească aceste idei, aceste tradiții. La ultimele ateliere am avut niște surprize extraordinare cu spontaneitatea lor extraordinară. Prin puritatea lor aveau niște idei originale, de exemplu mărțișoare cu tricolor sau inimioare cu boabe de rou. Niște idei extraordinare creau și atunci ne-am dat seama că chiar dacă suntem la peste 7.000 de kilometri de țară, această tradiție veche de peste 8.000 de ani, iată că poate fi transmisă și aici departe. Și un lucru remarcabil, suntem atât de departe de țară și iată că ne-am unit românii de peste Prut. Pentru că la școala jumimea română din Montreal sunt aproape jumătate basarabeni. Istoria vitregă ne-a despărțit, dar fiind departe aici, ne-am unit printr acest proiect de suflet. Felicitări pentru toate aceste frumoase activități. Mult succes asociației Junimea Română și școlii cu același nume pe care o conduceți. Vă așteptăm la TVR Internațional să ne mai povestiți despre evenimentele pe care le organizați pentru și cu românii din Canada. Toate cele bune! Mulțumim, vă dorim o primăvară frumoasă, binecuvântată, cu mult soare în suflet, de aici din Canada, înzăpezită. În Spania, copiii români nu doar dăruiesc mărțișoare, dar învață să le confecționeze singuri. Unde și datorită cui, aflăm din reportajul trimis de corespondentul nostru, Felix Damian. De atunci, în timp ce zăpada se topea, răsăreau flori albe numite ghiocei, care sunt mesagerii primăverii. Și tânărul, atât de curajos, a murit fericit pentru că și-a dat viața pentru un scop atât de nobil, ca să aducă primăvara din nou în toată lumea. Copiii românilor din Spania au aflat despre mărțișori de la părinții și bunicii lor, iar acum unii dintre ei au învățat legenda acestui obicei străvechi. La unul din atelierele de joacă organizate de Ambasada României de la Madrid, copiii au avut posibilitatea să învețe metoda tradițională prin care poate fi confecționat acest simbol al primăverii. Profesoarele i-au ajutat pe micuți să împletească firele roșu și alb și apoi să facă ciucurii, după care au învățat cum se face un ghiocel. Una dintre profesoare a fost bibliotecară în România, cunoaște mai multe tehnici tradiționale și se oferă mereu ca voluntar la aceste ateliere, la care poate transmite copiilor arta mărțișorului. Aici încerc să colaborez cu ambasada și cu timpul să fac ca toți copiii de aici să se simtă puțin români. Pentru asta îi învăț diferite tehnici pe care le-am învățat eu în România, tehnica quilling, orgelitul, tehnica șervețelului, am făcut-o de Crăciun. Azi am făcut tehnica quilling, unde am confecționat un mărțișor sub formă de ghiocel. Copiii au fost foarte încântați. Cu toate că a fost prima lor încercare de a face un mărțișor, micuții au dus sarcina până la capăt. Ce-ai mână? Am două mărțișoare, unul mov și unul care l-am făcut eu, o bubiță și o floricică. Comunitatea românească din Spania ajunge acum la 700.000 de persoane, dintre care peste 100.000 sunt copii, care au contact cu România autentică doar atunci când merg în vacanță. Pentru că trăiesc între două culturi, copiii trebuie să facă un efort ca să învețe limba română și limba spaniolă în același timp. Ei fac acest lucru pentru că își doresc, pentru că familiile au un mod de viață și ei acum învață ceea ce sunt,
majoritatea copiilor sunt născuți peste granițele României și atunci ei nu știu ce înseamnă România, ce înseamnă aici, învață. Putem să ne considerăm un pic piatra de temelie a noii generații, prin faptul că transmitem cunoștințe, limbă, cultură, civilizație despre români și despre România. Și atunci, cred că suntem un pic, cum să vă spun, cei care împing de la spate. Să nu uităm cine suntem și să ne gândim bine ce vom fi. Este adevărat că nu sunt grupuri omogene, dar cred că pe toți îi unește dorința de a se familiariza cu aceste tradiții ale noastre. Cred că pentru copiii de aici, din Spania, păstrarea și promovarea tradițiilor este de o deosebită importanță. Și atunci sunt bucuroși de fiecare dată să participe, să își facă noi prieteni și să învețe despre ceea ce pe noi ne-au învățat bunicii acasă. Atelierele de joacă de la Ambasada României din Madrid sunt locul în care copiii au ocazia să țină legătura cu cultura română, iar pentru părinții care susțin astfel de activități, limba română este o prioritate. Dacă în viitorul apropiat o să mergem în România, avem bunici în România, prieteni, dacă merg în România, ei nu o să știe să vorbească nimic. Și trebuie să știe limba lor maternă, România. Chiar dacă suntem în Spania, noi suntem români, noi suntem spanioli. Pentru asta vrem să învețe românește. Pentru mine, mărțișorul, de când mă știu, a fost un simbol pe care îl arătăm celor dragi, pe care îi iubim. Și cred că și ei, chiar dacă sunt născuți departe de țara noastră, avem obligația ca să îi învățăm același lucru, ca să respecte și să iubească tot ceea ce e frumos și tot ceea ce este necesar să fie legat de tradițiile și obiceiurile noastre. Pentru că suntem mândri că suntem români și suntem mândri de națiunea noastră, suntem mândri de țara noastră și în Spania am găsit oameni români minunați, minunați care nu ne așteptam. Toți copiii care au participat la acest atelier inedit pentru ei au primit diplome de ambasadori și au putut să le ofere părinților mărțișoare făcute cu mâinile lor. Ediția specială de astăzi nu ar fi fost completă dacă nu am fi invitat și un creator autentic de mărțișoare, un artist care dorește să ducă tradiția mai departe într-un mod personal. Domnul Marian Petrică Brâncoveanu creează împreună cu soția sa mărțișoare cu motive de pe vechile țesături românești. Bună seara și bine ați venit la TVR Internațional. Bună seara, îmi face plăcere să fiu aici. Vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim pentru că ați acceptat-o. Cum a început așadar, așa cum frumos să spuneți, călătoria dumneavoastră în timpuri trecute? Amândoi, și eu și soția mea, suntem crescuți într-un mediu în care se crea. Bunicile noastre aveau acest dar de a transpune pe cusături ceea ce vedeau în natură, ceea ce simțeau, o simfonie de culori și de simțăminte pe care le transpuneau pe cusături. Am fost influențați de aceste autentice creatoare, drept pentru care am încercat și încercăm în continuare să găsim cusătură veche românească, să o transpunem pe ceramică în speranța că așa va dura mai mult. Așa a început practic demersul nostru artistic. Avem o ie făcută de o străbunică noastră, o ie care din păcate se deprecia. Soția mea, care este capul tuturor lucrurilor frumoase care se întâmplă la noi în casă, a transpus-o pe ceramică, a ieșit splendid. Avem prieteni care au vrut și să aibă salvate aceste rădăcini, le-am făcut și lor câte o farfurie, o ceramică pictată. Așadar, ați început prin a transpune țesături vechi pe farfurie și ați adus o asemenea farfurie. Da. De când datează aceasta? Este o cusătură, tot așa, veche, cam de vreo 125 de ani. Este un macat oltenesc. Putem să o arătăm și telespectatorilor noștri, vă rugăm? Da, este foarte frumoasă, într-adevăr.
încercat. Felicitări încă o dată. Vă spuneți-ne mulțumesc. Și când v-ați gândit să realizați și mărțișoare pictate manual cu motive tradiționale? Am zis că aceste mici cadouri, aceste mărțișoare merită să le facem și pe acestea, pentru că acestea se pot purta, sunt broșe și se pot purta și în timpul anului. Soția dumneavoastră nu doar pictează manual toate aceste mărțișoare și farfurii, dar dacă am înțeles corect, ea creează și culorile. Absolut, absolut, absolut. Este o muncă, stilul acesta și, mă rog, modalitatea de transpunere în acest stil îi aparține soției mele, este, să spun așa, marca înregistrată. Nimeni n-a reușit să ajungă la acuratețea și atingerea sufletului românesc așa cum o face ea. În ultimii ani, e adevărat, piața a explodat de mărțișoare cu motive tradiționale. Da. Este un lucru bun în opinia dumneavoastră? Ce părere aveți despre? Este un exercițiu. Ce e important în profunzime, este important ca oricine, în special citadinul, să își aducă aminte că aceste motive, aceste modele, această cromatică a fost inventată de niște femei care practic coseau la lampă. Asta este formidabil de important și toată lumea trebuie să știe și să conștientizeze că atâta timp cât suntem născuți de niște femei care au avut imaginația asta, nu o să murim ca neam. Asta este. Cu atât mai mult cu cât, iată, mărțișorul este de acum inclus în patrimoniul UNESCO. Ce părere aveți despre acest succes? Este formidabil, este important să ne aducem aminte de rădăcini. Este important, rădăcinile ne dau echilibru. Cum credeți că va influența includerea mărțișorului în patrimoniul UNESCO, tradiția aceasta a mărțișorului? Ca peste tot, ca în întreaga lume, este un schimb de frumos. Schimbul ăsta de frumos duce spre bine, nu duce spre rău. Așa cred. Asta ne dorim cu toții. Vă mulțumim încă o dată și îi transmitem felicitări și soției dumneavoastră pentru lucrul extraordinar pe care îl face. Vă mai așteptăm la TVR Internațional și vă dorim mult succes în continuare. Numai bine. Vă mulțumesc. Colega mea, Virginia Ghiță, a aflat nu doar care a fost ultima tendință în materie de mărțișoare în acest an, dar a găsit și unele dintre cele mai vechi mărțișoare românești. Moda mărțișoarelor a apărut în România la sfârșitul secolului al XIX-lea. Micile obiecte erau considerate încă de pe atunci simboluri ale primăverii. Ele au venit prima oară din partea occidentală, prin comercianții care aveau tarabe în București. Prima oară ele au apărut ca și mărțișoare străine, după care au fost mărțișoare gravate manual, cu 1 martie și anul respectiv. Românii au îndrăgit obiceiul de a oferi mărțișoare și în scurtă vreme acestea au apărut sub diverse forme, precum inimi, lebede sau flori. Unul dintre primii bijutieri români care a produs mărțișoare a fost Teodor Radivon, care avea magazinul în centrul Bucureștiului, pe Bulevardul Elisabeta. Printre mărțișoarele create de el au fost și mărțișoare cu portretele familiei regale, în special cu principesa Maria, care era foarte iubită de public, și cu regina Elisabeta, dar și cu tânărul principe Carol al II-lea. Teodor Radivon, la un moment dat, primește din partea reginei Elisabeta, pentru un mărțișor creat în 1905, o scrisoare de mulțumire. Acesta mulțumindu-i din inimă pentru frumosul mărțișor și pentru primăvara frumoasă ce bijutierul îi urează. În anii 1918 și 1919 au apărut mărțișoare care aveau ca temă familia regală și Marea Unire. Unul dintre aceste mărțișoare este din 1918. Celălalt mărțișor este de la 1 martie 1919. Foarte deosebit acest mărțișor din 1919 este prin faptul că pe o parte este portretul reginei Maria, iar pe cealaltă parte este harta României Mari. Și asociații în România aveau propriile lor mărțișoare pe care le dădeau și le ofereau femeilor la 1 martie. Printre aceste mărțișoare putem vedea un mărțișor al Asociației Inginerilor din România sau mărțișoare ale organizațiilor naționale, cum ar fi Straja Țării sau Frontul Renașterii, ale Crucii Roșii în perioada anilor 50. În zilele noastre, artiștii creează mărțișoare unicat. La târgul Dichisar, sute de oameni au admirat și cumpărat mărțișoare și bijuterii handmade.
Ideea ne-a venit în 2015, când ne-am dat seama că avem o comunitate frumoasă de creatori de handmade, care vroiau să cunoască produsele, să le vadă, să cunoască creatorii, să cunoască produsele, să punem mâna pe ele, să le simtă. Astfel, am zis să creăm acest festival de produse handmade. În 2015 am început timid, să spunem așa, nu eram cunoscuți, nu aveam o notorietate, dar iată că astăzi am ajuns la 12-a ediție, cel mai mare festival de produse handmade din România, dedicat celor care iubesc frumosul și iubesc produse deosebite. Oferta creatorilor a fost pentru toate gusturile, artiștii prezentând mărțișoare care pot fi purtate și ca bijuterii. Cu deosebit rafinament, creatorii au afișat mărțișoare confecționate din materiale speciale, porțelan, aur, platină sau perle. Bijuteriile pe care le lucrez sunt cu perle de cultură de apă dulce și materialul în sine pentru mine este o inspirație. Tocmai de aceea pot pleca și de la o idee sau de la un desen, dar materialul în sine, perla de cultură, este foarte ofertant. Vizitatorii au fost atrași de standul cu mărțișoare din porțelan de Limoges, pictate manual cu inserții de aur. Mărțișoarele sunt modelate manual din porțelan de Limoges, sunt băgate la cuptor de 3 ori, arse la temperaturi între 900 și 1200 de grade și pictate cu inserții de aur și SIDEF. Domnii au cumpărat mărțișoare unicat, care pot fi purtate și ca bijuterii. Foarte apreciate au fost cele cu flori învelite într-un strat de rășină specială. Aceste mărțișoare sunt realizate din plante naturale, culese, uscate și după aceea decorate cu diferite acrilice, culori sau diferite elemente și conservate într-o rășină, astfel ele rămân pentru totdeauna o bijuterie frumoasă. Bunicul meu avea niște ceasuri foarte vechi, rusești din anii 70, care m-au fascinat dintotdeauna. Până când am observat că se pot îmbina în așa fel încât să devină bijuterii, cu diferite elemente de natură figurativă sau elemente decorative, conservate de asemenea într-o rășină. Anul acesta favorite au fost mărțișoarele cu porțelan și aur sau SIDEF, iar domnii au putut să cumpere și cadouri pentru 8 martie, precum coliere, cercei sau brățări. Aceste mărțișoare sunt din porțelan, sunt lucrate manual, atât la formă cât și la decor. Sunt lucrate cu aur cu platină lichidă 12%, bondura este fie pe argint, argint placat, șnur de mătase reglabil. La Dichisar, amatorii de frumos au admirat și mărțișoare sau bijuterii spectaculoase decorate cu cristale Swarovski, ideale pentru a fi purtate la ocazii speciale. Bijuteriile create de mine sunt create după tehnica sutaj, au în componență elemente Swarovski, caboșoane lucrate și pictate manual. Părinți și copii s-au bucurat de superbele mărțișoare lucrate manual și fiecare a plecat acasă cu câte un obiect special. Și în Grecia, cei care au dorit să ofere mărțișoare au avut ocazia să le achiziționeze de la bazarul de mărțișoare handmade organizat de Asociația Interculturală Româno-Elenă Dacia din Atena. Doamna Daniela Popescu ne oferă detalii în calitate de organizator. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit și vreau să urez pe această cale la mulți ani tuturor femeilor, mămicilor din România cu ocazia zilei de 1 martie. Mulțumim! Transmitem și noi urările noastre femeilor din Grecia. După cum bine știți, mărțișorul a fost inclus recent în patrimoniul UNESCO la inițiativa mai multor țări, printre care și Republica Macedonia. În Grecia există vreun obicei asemănător? În Grecia, fetele și băieții poartă, începând cu luna martie, cu 1 martie, o brățară la mână, care se numește Martis, este un fel de șnurul mărțișorului nostru. Cu siguranță însă mărțișoarele românești sunt cele mai frumoase pentru noi și mai ales cele tradiționale. Vreau să ne spuneți cine le-a confecționat pe cele de la Atena. În perioada 18 februarie, 4 martie, am organizat bazarul de mărțișoare și felicitări, în cadrul căruia românii din Atena au putut achiziționa mărțișoare confecționate manual, inclusiv mărțișoare cu motive tradiționale, cu sute pe etamină, felicitări cu motive aplicate sau pictate. La realizarea acestora au contribuit elevii școlii noastre, școlii Dacia, împreună cu profesorii și părinții voluntari, dar și elevi și profesori de la școlile din România, cu care avem încheiate parteneriate de colaborare și voluntariat. Foarte frumos. Când și cum a apărut această inițiativă? Bănuiesc că nu este primul an în care organizați astfel de ateliere și bazare.
În primul rând vreau să vă spun despre activitățile pe care le desfășurăm în cadrul Școlii de Limba Română, Cultură și Civilizație Dacia, care funcționează cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, căruia îi mulțumim pe această cale. Principalele activități pe care le desfășurăm sunt cursurile de limba română, cultură și civilizație, geografie și istoria românilor, artă și abilități practice, dansuri populare românești, cursuri de canto și țambal. Ne puteți spune câți copii frecventează această școală? Sigur, în cadrul Școlii de Limba Română Dacia frecventează în jur de 120 de copii. Vreau să menționez că școala se află la al doilea an de funcționare și se bucură de un real succes. Mult succes vă dorim în continuare. Știu că organizați destul de multe evenimente. Chiar duminica trecută a fost un astfel de eveniment. Despre ce este vorba? Sigur, duminică 4 martie am organizat un spectacol de Ziua Mamei și Ziua Femeii, care a fost plin de momente speciale și emoții. Elevii școlii noastre au încântat publicul prezent cu un frumos program artistic care a conținut poezii și cântece, interpretări la pian și chitară, toate dedicate acestei zile. Membrii ansamblului folcloric Dacia au dansat pe ritmuri populare românești din diferite zone ale țării, iar în cadrul evenimentului am avut ocazia să avem printre noi un invitat special, și anume Tania Breazu, care este o cântăreață româncă de numai 20 de ani, care s-a făcut remarcat acum 2 ani pe scena concursului X Factor din Grecia și care ne-a încântat cu o voce extraordinară. În acest moment, Tania Breazu cântă alături de artiști consacrați din Republica Elenă și pot spune că este o stea, chiar o stea cu care ne mândrim cu toții. Iar noi ne mândrim cu românii din străinătate care depun eforturi pentru a duce mai departe tradițiile și limba română. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați participat la emisiunea noastră și vă mai așteptăm. Toate cele bune, la revedere! Cu mare drag, la revedere, numai bine! Numeroși copii și dascăli s-au alăturat campaniei noastre și au transmis mesaje de suflet persoanelor dragi, ori au confecționat mărțișoare dintre cele mai creative. Îi vedem pe câțiva dintre ei în reportajul realizat de Raluca Tudor în încheierea ediției speciale de astăzi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră. La școala noastră internațională avem un grup divers de copii, vin din toate țările lumii și ne bucurăm de fiecare dată când avem ocazia să reprezentăm tradiții românești. 1 martie se sărbătorește foarte frumos, află despre simbolistica șnurului de mărțișor și toate obiceiurile legate de această zi. Astăzi au venit foarte entuziasmați să afle cum se facă ei înșiși acest șnur. Mărțișorul, obicei sătesc specific românilor și vecinilor din Balcani, se internaționalizează. Și cum ar putea fi altfel când bucuria sosirii primăverii se împletește cu cea de a face daruri celor dragi? Când copiii sunt fermecați de poveștile mărțișorului și sunt îndrumați să facă singuri, cu mânuțele lor, micile podoabe, tradiția are toate șansele să depășească barierele culturale. To learn how to saw and how to do the mărțișor and it's linked to the fashion and nature. It is about some stuff what I don't know about that good. When is it celebrated? It's celebrated on the 1st of March. And what have you been told? I've been told that the boys take a coin and they give it to the girls, and the girls tie a red string and a white string around the coin. Antropologii spun că a dărui este specific omenesc și că o tradiție clădită pe dar are toate șansele să străbată secolele, alături de cultura care a produs-o. În urmă cu 200 de ani, mărțișorul a migrat de la sat la oraș. Astăzi, copiii din mediul urban învață la școală despre această tradiție. Sunt în învățământ de foarte mulți ani și întotdeauna mi-am dorit ca elevii noștri să ducă mai departe tradiția și cultura românească. Din punctul meu de vedere, ca învățător și director al școlii, m-am gândit să introducem un opțional de tradiție și cultură românească
în care putem face activități tradiționale, astfel să ducem mai departe tradiția și copiii bucureșteni sau copiii de la oraș să cunoască și ei frumoasa tradiție românească. Mărțișorul e simbolul primăverii. Este făcut dintr-o ață roșie și una albă, împletite și să lipești de un trifoi cu patru foi, de o popoavă. Dacă bătrânul mărțișor învață la școală să zboare pe aripi de copilărie, nu înseamnă că nu ține pasul cu moda și tehnologia. Copiii din clasele mici deprind tehnici clasice de confecționare, în timp ce în laboratoarele de informatică acestea se creează digital. Vechea controversă dintre tradiție și modernitate e mai actuală ca oricând. Aș vrea ca totul să fie ca înainte, să se dea mărțișoarele direct, nu să fie, pentru că sunt mai frumoase și nu sunt de acord cu mărțișoarele digitale. Tradiția cu mărțișoare se împacă foarte bine cu mărțișoarele virtuale, deoarece acestea aduc aduc interes și pentru copiii care se joacă mai mult pe calculator decât decât afară și așa pot să experimenteze și ei tradiția aceasta. Mi se pare că cele care se dau fizic au mai multă semnificație decât cele care se dau virtual, pentru că cele fizic se pot păstra, nu se știe ce se poate întâmpla cu cele virtuale. Ideea de a face mărțișoare virtuale mi se pare o idee bună, pentru că oamenii din ziua de azi folosesc mai mult calculatoarele. Se schimbă în funcție de mode, adică înainte nu existau calculatoare și se dădeau în mână, iar acum sunt sub formă electronică. Cred că din cauza schimbării generațiilor. Le rămâne oamenilor de știință sarcina de a discuta impactul noilor tehnologii asupra unui mod de viață tradițional. Clar este că rețeta secretă a unui mărțișor reușit cuprinde dragoste pentru cel căruia îi este menit, imaginație, mâini dibace, un pic de transpirație și multă culoare. Culorile sunt albi și roșu. Mărțișorul se poartă 12 zile și se pune într-un copac ca să rodească. Simbolizează primăvara, curățenia, iubirea. Mărțișorul a trecut alături de români prin epocile istorice și s-a schimbat odată cu ei. Azi se observă o valorizare a originilor sătești și o întoarcere către formele și motivele tradiționale. În familie, în școală sau mai nou în atelierele de creație pentru copii, alături de tradiția mărțișorului, sunt transmise valori perene care dau unicitate culturii noastre. Îmi face plăcere să le transmit copiilor tradițiile noastre, pentru că am avut norocul de a crește într-o familie în care tradițiile au fost respectate. Am crescut înconjurată de dragostea bunicilor mei, iar tradițiile în casa noastră au fost respectate cu sfințenie. Asta îmi place să fac și eu, să le transmit celor mici tot ceea ce știu. Și cred că acest lucru îl poți face doar atunci când ești implicat și când iubești ceea ce faci. Prima condiție este aceea de a iubi copiii, pentru că numai așa poți ajunge la sufletul lor. Numai așa le poți transmite ceea ce de fapt ai în interior.